optică numim o asociere de două medii despărțite de o suprafață dioptru și după forma suprafeței putem avea dioptru plan, sferic, cilindric, paraboloidal și altele, dar cel mai utilizat este dioptrul sferic. În imagine puteți vedea un dioptru sferic și principalele lui elemente. Centrul dioptrului, ce mare, este centrul sferei, din care face parte suprafața dioptrului. Vârful dioptrului, V mare, este punctul din mijlocul calotei sferice. Axa de simetrie a dioptrului, care se numește și axă optică principală, dreapta CV. Orice dreaptă care trece prin centrul dioptrului este axă optică secundară, de pildă dreapta N din desen. Spațiul în care se găsește obiectul la cărui imagine vrem să o obținem, de obicei din stânga dioptrului, se numește spațiu obiect și are indicele de refracție N1. Celălalt spațiu se numește spațiu imagine și are indicele de refracție N2. Se consideră ca originea a axei CB vârful dioptrului și ca sens pozitiv sensul propagării luminii, care de obicei este de la stânga la dreapta. Și atunci distanțele măsurate de la vârf spre dreapta sunt pozitive, iar cele măsurate de la vârf spre stânga sunt negative. Pe verticală distanțele măsurate de la axă în sus sunt pozitive, iar de la axă în jos negative. Unghiurile măsurate spre axa optică principală sau secundară în sens trigonometric se consideră pozitive, iar cele măsurate spre axă în sens opus negative. De pildă aici, și I și R sunt pozitive. O condiție esențială pentru a obține imagini clare este condiția ca fiecărui punct de pe obiect să-i corespundă un punct, unul singur în imagine, nu mai multe puncte și nu o pată. Aceasta se numește condiția de stigmatism și în cazul dioptrului sferic poate fi realizată numai dacă folosim raze de lumină care fac unghiuri mici cu axa optică și nu se îndepărtează mult de aceasta, adică raze numite paraxiale. Iar dacă unghiurile sunt mici, avem următoarele relații între funcțiile trigonometrice și valoarea unghiurilor măsurată în radian. În acest caz, spunem că suntem în aproximația lui Gauss, iar optica în care folosim doar unghiuri mici și raze care nu se îndepărtează mult de axa optică, se numește optică gaussiană. Să presupunem că avem în spațiul obiect un punct luminos P care trimite raze de lumină în toate direcțiile. Una dintre raze cade pe suprafața dioptrului în punctul de incidență I mare. Dacă N2 este mai mare decât N1, raza refractată se apropie de normală și va intersecta axa optică principală în punctul P'. O rază care pleacă din P spre vârf cade normal pe suprafața dioptrului, deci nu va fi deviată, așa că se va întâlni cu cealaltă rază în punctul P'. Acolo unde se întâlnesc razele care pleacă de la punctul P, se formează imaginea punctului P, deci punctul P' este imaginea punctului P.